numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Pleacă-ți urechea, Doamne, și răspunde-mi. Mântuiește-L, Dumnezeule, pe slujitorul Tău, care și-a pus încrederea în Tine. Ai milă de mine, Doamne, către Tine strig toată ziua. Iubiți frați în Hristos, vom asculta în Evanghelie întrebarea pe care Mântuitorul o adresează discipolilor Săi. Cine spun oamenii că este Fiul omului? Apoi, aceeași întrebare adresată lor direct, dar voi, cine spuneți că sunt? Este o întrebare pe care o simțim și noi astăzi, adresată nouă de către Mântuitorul și nu așteaptă de la noi un răspuns prefabricat, o formulă, o frază deja cunoscută, ci așteaptă răspunsul venit cu sinceritate din adâncul inimii noastre. Suntem provocați așadar astăzi să-i dăm Mântuitorului un răspuns sincer. Prezența noastră la Sfânta Liturghie, duminică de duminică, este deja un răspuns. Hristos este Cel fără de care noi nu putem să trăim o duminică. Acum, la începutul Sfintei Liturghii, ne recunoaștem cu umilință greșitori, păcătoși în fața lui Dumnezeu și cu încredere îi cerem iertare, ca să luăm parte cu inimi curate la jertfa de pe Sfântul Altar. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
Într-o singură voință, cugetele celor ce cred în Tine, dă-i poporului Tău harul să iubească ceea ce poruncești și să dorească ceea ce făgăduiești, pentru ca în nestatornicia lumii acesteia, inimile noastre să fie ancorate acolo unde se află adevăratele bucurii, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Isaia. Așa vorbește Domnul către Șebna, administratorul palatului. Te voi îndepărta din funcția ta și el te va înlătura de la postul tău. În ziua aceea îl voi chema pe slujitorul meu, Eliachim, fiul lui Hilchia, îl voi îmbrăca cu tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău și îi voi da puterea ta în mâna lui. El va fi ca un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa lui Iuda. Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David. Când se va deschide, nimeni nu va putea să închidă, iar când va deschide, nimeni nu va putea să deschidă.
Îl voi fixa ca pe un țăruș în loc sigur și va fi un tron de glorie pentru casa tatălui său, cuvântul Domnului. Doamne, bunătatea ta este veșnică, nu părăsi lucrarea mâinilor tale. Doamne, din toată inima, pentru că ai ascultat cuvintele gurii mele, îți cânt înaintea îngerilor, mă prostern spre templul tău cel sfânt. Pentru îndurarea și adevărul tău, căci ți s-a mărit faima pentru împlinirea cuvintelor tale. În ziua în care te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. De sus ar fi Domnul, El vede pe cel umil și îl recunoaște din îndepărtare pe cel îngâmfat. Doamne, bunătatea ta este veșnică, nu părăsi, Doamne, lucrarea mâinilor tale. Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. O profunzime a bogăției, a înțelepciunii și a științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile sale. Într-adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului, sau cine a fost sfătuitorul lui, sau cine i-a dat lui mai întâi ca să îi se dea înapoi, căci toate vin de la El, prin El și pentru El. Lui să-i fie glorie în veci. Amin. Cuvântul Domnului. Această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, venind în părțile Cezareei lui Filip, Iisus i-a întrebat pe discipolii săi zicând: cine spun oamenii că este Fiul omului? Ei i-au spus:
unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre profeți. El le-a spus: dar voi, cine spuneți că sunt? Atunci Simon Petru a luat cuvântul și a zis: Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu. Iisus, luând cuvântul, i-a spus: Fericit ești, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea și sângele ți-au revelat aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Eu îți zic, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Ție îți voi da cheile împărăției cerurilor. Dacă vei lega ceva pe pământ, va fi legat și în cer. Iar dacă vei dezlega ceva pe pământ, va fi dezlegat și în cer. Atunci le-a poruncit discipolilor să nu spună nimănui că El este Hristos. Cuvântul Domnului! Să fie Iisus Hristos. Iubiți frați și surori în Hristos, în câteva cuvinte să vedem care este mesajul pe care vrea să ne-l transmită Dumnezeu prin lecturile pe care le-am ascultat. Mai întâi, rugăciunea principală, rugăciunea de la Sfânta Liturghie de astăzi, cere de la Dumnezeu harul acesta: ca noi toți să dorim cele făgăduite de Domnul, să le dorim pentru ca inimile noastre să fie ancorate acolo unde sunt adevăratele bucurii. Sigur că în lumea aceasta sunt diferite bucurii legate de vârstă, de stare, bucurii mai mici sau bucurii mai mari. Însă rugăciunea aceasta de astăzi vorbește despre adevăratele bucurii. Peste bucuriile vieții acesteia sunt acele bucurii care izvorăsc din legătura noastră cu Dumnezeu, din prezența Sa și din făgăduințele Sale. Evanghelia acestei duminici continuă cu prezentarea unor misiuni speciale pe care Iisus le încredințează lui Petru. Mai întâi schimbă numele, îl numește Chefa, adică piatră. L-a numit astfel pentru că trebuie să devină o piatră fundamentală, o piatră ca fundament pentru biserica Sa, piatră de sprijin însă și nu o piatră de poticneală. Pentru comunitățile din Siria, Petru era un reper spiritual, era liderul acelei comunități. El este imaginea liderului din toate timpurile, pentru că în jurul lui se adună comunitatea și el devine așadar un punct de reper pentru toți. Orice conducător, orice lider, trebuie să știe că misiunea sa este aceea de a fi piatră de sprijin și nu piatră de poticnire. Dat fiind faptul că fiecare dintre noi se bucură de o autoritate, fie în familie, fie în societate, este necesar să considerăm această învățătură, aceste învățături cu toată atenția. Orice om are o responsabilitate față de autoritate, fie de a se supune sau fie de a o exercita. Domn trebuie să fie și cel care conduce, dar trebuie să se arate și cel care este condus, după modelul lui Iisus Hristos, care le-a îmbinat pe amândouă într-un chip armonios, domnind prin slujire. Din prima lectură de astăzi, reținem faptul că profetul Isaia îl anunță pe Șebna, dregătorul regelui Ezechia, că va pierde puterea, va pierde autoritatea
pe care o are, deoarece le-a pus în slujba morții. N-a fost domn cu supușii săi și s-a ocupat mai mult de el decât viața celor de lângă el. Iar în locul său va fi pus Eliachim, fiindcă va fi mult, mult mai domn, va fi un tată pentru cei din Ierusalim. Și tată înseamnă viață, înseamnă și putere, înseamnă și autoritate plină de iubire în apărarea vieții. Orice putere vine de la Dumnezeu și trebuie pusă în slujba iubirii. Ființa tatălui, munca și autoritatea lui trebuie puse în slujba familiilor, a soției, a copiilor, cu conștiința responsabilității față de Dumnezeu de la care le are. El este primul chemat să muncească, să se jertfească pentru fericirea întregii familii. Ceea ce este tatăl în familie, așa trebuie să fie și șeful, conducătorul, păstorul în societate, un domn pentru toți. Mulți se cred chemați să conducă și să poruncească, în timp ce nu știu să asculte, nu știu să se supună și mai ales nu știu să fie domni pentru cei conduși. Pot ajunge să aibă putere și autoritate ca Pilat din Pont, dar nu sunt domn, așa cum nici Pilat n-a fost domn cu Iisus, fiindcă deși a constatat că Iisus este nevinovat, că nu a greșit cu nimic, anunță că mai întâi îl va pedepsi și apoi îl va elibera. Să ne ferească Dumnezeu de astfel de domni care pedepsesc pe cei nevinovați. Mulți se cred capabili, prin forțele proprii, să conducă. Și când dau de greutăți, îl critică pe Dumnezeu că nu conduce mersul lumii așa cum ar trebui. Se aseamănă cu acel țăran încrezut care critica mereu mersul vremii și își zicea mereu în sine că dacă m-ar lăsa Dumnezeu măcar un an să conduc lumea, ar vedea chiar el ce este în stare să producă pământul. Și Dumnezeu i-a zis, iată, îți dau putere să conduci mersul vremii. Când vei voi ploaie, va ploua, când vei voi soare, va fi soare. Când vei voi vreme bună, va fi exact așa cum îți dorești tu. Și omul nostru comandă ploaie și plouă cum trebuie. După ploaie comandă soare și este căldură, este soare și vreme bună. Recoltele creșteau de mai mare dragul. Însă când a venit timpul secerișului, timpul recoltării, paiul era mare și spicul era foarte lung, dar sterp. În loc de bob, avea doar un fel de oaspă. Țăranul nu-și putea închipui cum de s-a ajuns aici, deoarece el a comandat vreme bună, la timp potrivit. Însă intervine Dumnezeu și spune, după știința ta nemărginită, ai cerut doar soare și ploaie, dar n-ai voit vânt și furtună care coltele să-și înfigă mai adânc rădăcinile în pământ, ca de acolo să-și tragă substanțele minerale necesare bobului. N-ai cerut trăsnete ca să purifice atmosfera, fiindcă toate au trebuință de aer curat. N-ai cerut vreme rea ca să silească dăunătorii să se retragă de pe spic. N-ai cerut un pic de grindină care să mai curățe plantele de frunzele de prisos. Și multe altele n-ai cerut, n-ai comandat cu înțelepciune. Și în final țăranul a fost silit să-și recunoască eșecul cu toată smerenia. Din păcate, din cauza faptului că mulți șefi n-au fost domni, există mai multă pleavă, să spunem așa, în societate decât roade bogate. Pentru că uităm că cel care conduce această lume nu suntem noi, ci este Dumnezeu. Iisus însuși a spus acest lucru în urmă cu 2000 de ani.
Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Acest pasaj este crucial pentru o înțelegere adecvată a ceea ce este biserica și a rolului nostru, a tuturor creștinilor în această biserică. Pentru că aceasta este declarația cea mai explicită pe care a făcut-o Iisus în Evanghelie, în Evanghelie cu privire la biserică. În primul rând, pasajul ne spune că Evanghelia aparține lui Dumnezeu. Ea nu aparține nici lui Petru, nici celorlalți discipoli. Toți membrii poporului lui Dumnezeu au fost chemați ca împreună lucrători în via lui Hristos, deși unii lucrează ca șef peste ceilalți. Dar biserica nu ne aparține nouă. Noi aparținem bisericii. Proprietarul bisericii este Hristos. Iar în al doilea rând, pasajul ne spune că Iisus, El este Cel care construiește biserica sa. El este constructorul șef, care are planurile de construcție în mâinile Lui. Cooperatorii umani, noi oamenii, suntem asemenea zidarilor, asemenea dulgherilor, angajați de constructorul șef pentru a-L ajuta cu construcția. Rolul nostru, al tuturor, este acela de a asculta și de a urma mereu instrucțiunile Lui. Făcând fiecare dintre noi sau aducându-ne aportul nostru mic în marele plan al șefului. Acei muncitori care rămân fixați pe propriile lor idei despre cum ar trebui să fie clădirea, în loc să urmeze instrucțiunile date de șef, se vor trezi lucrând mereu împotriva șefului, împotriva conducătorului. Dar dacă Iisus Hristos este proprietarul și constructorul bisericii, care este rolul nostru al tuturor? Rolul nostru este exact rolul pe care îl are Apostolul Petru. Împreună cu Petru suntem pietrele de construcție ale bisericii. Petru este piatra de temelie, iar noi suntem pietrele din care este construită biserica. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți într-o casă spirituală pentru o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Când Sfântul Apostol Petru ne spune că sunteți zidiți, indică faptul că Dumnezeu este constructorul și nu noi. Rolul nostru este acela de a-I permite lui Dumnezeu să se folosească de noi. Întrebarea pe care ne-o punem astăzi este: cum se folosește Dumnezeu de mine pentru a construi biserica Lui? Îl las pe Dumnezeu să se folosească de mine pentru a construi această biserică? Nu trebuie să uităm că oricât de mică ar fi o piatră, constructorul șef tot poate să o folosească pentru a face ceva extraordinar. Așadar, iubiți credincioși, vă invit în final să ne adresăm lui Dumnezeu împreună cu cuvintele Sfântului Apostol Paul din a doua lectură. Cât de adâncă este bogăția, înțelepciunea și știința lui Dumnezeu! Hotărârile sale sunt de necuprins și căile sale sunt de nepătruns. Cine i-a dat lui mai înainte ceva ca să aibă dreptul de a primi ceva în schimb? Căci toate sunt de la El, prin El și pentru El. Lui să-i fie mărire în veci. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos! Chiar acum împreună să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la tot puternicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor,
Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, șade la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agrăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, să-i cerem acum Domnului în rugăciunea noastră curajul de a-L mărturisi prin credință în fața oamenilor. Să ne rugăm împreună și să spunem, Doamne, întărește credința noastră. Doamne, întărește credința noastră. Pentru ca Sfânta Biserică a lui Dumnezeu, întemeiată pe Hristos, să ducă peste tot Evanghelia, să arate oamenilor tot ceea ce este drept și să trezească în jurul ei solidaritatea oamenilor. Să ne rugăm. Doamne, întărește credința noastră. Pentru ca Papa, asemenea Sfântului Petru, să-L arate tuturor pe Domnul Iisus, să fie mărturie și să întărească prin El credința întregii biserici. Să ne rugăm. Doamne, întărește credința noastră. Pentru ca preoții, asemenea ucenicilor, să dăruiască trupul și sângele lui Hristos, precum și mărturia unei vieți fidele față de vocația primită. Să ne rugăm. Doamne, întărește credința noastră. Pentru ca în activitatea desfășurată de cateheți și de animatorii vieții comunităților creștine să nu lipsească entuziasmul și generozitatea, iar angajarea lor să fie mereu însoțită și sprijinită de o credință adevărată și de o iubire pasionată față de Domnul. Să ne rugăm. Doamne, întărește credința noastră. Pentru ca toți cei care lucrează în organismele creștine pentru lumea a treia, pentru cei exilați, bolnavi și persecutați, să găsească la Domnul puterea de a-i ajuta cu inimă deschisă, să ne rugăm. Doamne, întărește credința noastră. Pentru ca participarea noastră la celebrarea euharistică să nu fie numai un rit exterior, ci o întâlnire personală și sinceră cu Iisus Hristos și cu frații. Să ne rugăm. Doamne, întărește credința noastră. Dumnezeule, Tatăl nostru, Tu ni l-ai dăruit pe Fiul Tău ca semn al iubirii Tale față de noi. Prin Harul Tău, ajută-ne să fim coerenți față de Evanghelie, pentru ca mărturia credinței noastre să-i ajute pe ceilalți să creadă în Tine. Așa Te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Primeș
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Prin jertfa pe care Hristos a adus-o odată pentru totdeauna, Tu ai făcut din noi, Doamne, fiii Tăi, dobândindu-ți un popor sfânt, binevoiește a revărsa asupra bisericii tale darul unității și al păcii, prin Hristos, Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Creatorul Universului, Stăpânul Timpului și al Istoriei, Tu l-ai plăsmuit pe om după chipul Tău, i-ai încredințat lucrarea mâinilor Tale și l-ai pus să stăpânească peste toate făpturile. Pentru ca El, cunoscând și admirând tot ceea ce Tu ai săvârșit, să nu înceteze a Te preamări și a-Ți mulțumi prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care cerul și pământul, îngerii și arhanghelii, Te laudă într-un singur glas.
adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întării în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume. Primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor.
Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Cred aici de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea Ta.
dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ca îndurarea Ta să lucreze în noi și să ne vindece pe deplin. Transformă-ne și înflăcărează-ne cu iubirea Ta, ca să putem să-Ți fim plăcuți în toate, prin Hristos, Domnul nostru. Vă rog să luați loc pentru câteva anunțuri. Mai întâi de toate, mulțumiri tuturor celor care ați contribuit cu o donație pentru acest nou crucifix din catedrală. S-au strâns 1440 de euro, cu 140 de euro mai mult decât suma necesară. Mulțumim așadar și Domnul să răsplătească și să sporească fiecăruia în parte darul făcut. De asemenea, mulțumim celor care s-au implicat în pregătirea și desfășurarea celor două hramuri din comunitatea noastră, cel de pe 15, respectiv cel de ieri, de pe 22 august. Dacă este să facem o comparație privind participarea credincioșilor și a preoților, se vede că Maica Domnului este preferată, mai mult adormită și înălțată cu trupul și sufletul la cer, decât încoronată ca regina cerului și a pământului. Oricum, Domnul să primească jertfa celor care au participat la cele două sărbători solemne, iar Maica Sa Preasfântă să mijlocească pentru noi toți harurile trebuincioase pentru a ne sfinți sufletele. În continuare vă îndemnăm să luați parte fizic la Sfintele Liturghii, de la început și până la sfârșit, de când iese preotul la altar și până când dă binecuvântarea finală, respectând în interiorul catedralei măsurile de precauție recomandate, purtarea măștii, păstrarea distanței, respectând acele buline de pe bănci și de la cor, și igienizarea mâinilor la intrarea sau ieșirea din catedrală. Cei care alegeți să stați afară, străduiți-vă, deși nu este deloc ușor, să fiți cu gândul și cu inima la Sfânta Liturghie. Totuși, vă recomandăm să vă învingeți teama și să ocupați un loc în catedrală. Este și o jertfă pe care suntem chemați să o facem în aceste vremuri grele. Vă mulțumim de înțelegere. Și de asemenea, permiteți-mi ca în numele tuturor să adresez un cuvânt de mulțumire Părintelui Diacon Paul Vârgă. Este ultima duminică când e în mijlocul nostru, în comunitatea noastră, în această calitate de diacon. Se apropie ziua cea mare, mult așteptată, a consacrării preoțești, a hirotonirii preoțești. Îi mulțumim pentru cuvintele sale, pentru slujirea sa, atât dinainte cât și cea de luna aceasta, și îi dorim mult har de la Maica Domnului și multă statornicie pe drumul preoției care se apropie. Vă dorim tuturor o săptămână binecuvântată, în care, cum spuneam la începutul Sfintei Liturghii, în taina sufletului, fiecare să dea un răspuns pe care îl așteaptă Mântuitorul la întrebarea: dar eu cine sunt pentru tine? Lăudat să fie Iisus Hristos! Îngerul Domnului a vestit Mariei: bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine! Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus! Iată roaba Domnului! Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine! Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus! Și cuvântul s-a făcut trup! Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine! Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus! Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu! Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului
întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Preasfântă inima lui Iisus, inimă neprihănită a Mariei. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amin.